Dacă voi acolo în bucătărie ați pregătit o turtă dulce extraordinară, să știți că în cinematografe ni se pregătește o comedie extraordinară și eu sunt sigur că așa o să fie, pentru că din distribuție fac parte Eva Măruță și Alex Bogdan. Bine ați venit, salut! Vă mulțumim! Bine ați venit! Eu nu știu care e mai copilăros dintre voi doi. Mâna, zic cu mâna sus, repede. Cine, cu mâna sus. Cine, Eva, cine e mai copilăros dintre voi doi? Da, normal. Am auzit că jucați într-un film. Spuneți-ne voi cum se numește. Se numește filmul Tati Part-Time. Și mie îmi place foarte mult. Normal. Normal, ar fi culmea să nu-ți placă, dar încă decidem și lumea de acasă trebuie să decidă și să-și dea seama. Pentru mine nu mi-e clar, foarte clar până acum cine a fost copilul pe platou. Eu cred că eu am fost? Da. De ce? Pentru că și azi trebuia să vin îmbrăcat frumos și ce mai? Că m-am... Păi zic, cum ai luat, zic cum păi ai luat în primire. Păi eu am venit frumos, păi elegant. Așa, din țesă, ia uitați, piruietă, ok. Piruietă. Aca, așa. Și acum aici să-l vedeți pe Alex Bogdan. Ia okay. Alex Bogdan. Și eu am venit așa. Anul ăla, trebuie ca băiatul. Poți fac o piruietă, te rugăm. Așa. Și eu am venit și Eva m-a luat în primire. Trebuia să vin cu un tricou cu tati pe care scrie tati part-time. M-am trezit greu. Așa am mers pe jos și m-a luat în primire colega mea Eva că... Na. Că ce? Ia zi, Eva. Ține acum, ce? Păi, serios, adică eu am venit așa frumos. Te așteptam pe tine frumos. M-a așteptat pe voi frumos și... Și în hanorac. E lipsă de respect. De-aia e o bluziță drăguță albastră. Pentru că am crezut că o să fie îmbrăcată în roșu, să ne potrivim. Ca steaua. Să fiți așa. Fiți atent. Da. Până să vorbim despre ce roluri jucați voi și despre personajele voastre, hai să vedem și noi câteva imagini din film, că suntem super curioși, da? Da. Imaginile, ia să vedem. Săturat să fiu mereu tratat ca un adolescent întârziat. Putem vorbi chiar și în latină, de fapt. Stai într-un loc super mișto. Da, e perfect pentru petreceri cu oameni random. Știi ce stare vieții, mă, băiatule? Mărire de salariu. O fată serioasă care să te pună la punct să te maturizezi. Mama! Ei, lasă! Ți-o prezint pe Maia, fina ta. Îmi pare bine. Ai fix o lună cu ea. Ce mai face finuța? Face să cânte? Ai pățit ceva la dinți? De ce ești tătic? Doar part-time. Fac pipi. Păi, că ți-o schimb după aia. Eu nu vreau să stau cu persoane străine. Hey, uite, ai noroc că e româncă. Dar ce e neregulă cu tine? Știam eu că doar te alin și de fapt îți plac copiii. Bă, Maria nu e genul ăla de fapt. Orice pentru fata șefului. Super. E doar emoții. E prima zi de școală. Școala e un loc periculos. E ca o junglă plină de fiare care vor să te mănânce de viu. Bă, jur, eu nu înțeleg cum fac oamenii copii. Acum copiii nu se mai bat. Nu? Obiecție. Sunt avocat în caz că nu ați. Nu suntem rude de sânge. Știți ce am făcut ieri? Am manifestat. Atunci trebuie să fie adevărat. Hai copii, șt, gura. Dați tot sfatul până îi faceți, după aia nu mai știți nimic. S-a luat ceva. Mai era o bucată, dar nu. Vrem să facem gașcă și să mergem să vedem filmul ăsta. E foarte tare. Păi filmul. Așa, ia zine Eva. Este. Sunt mai multe comedie. Așa. Da, normal. Puțin de dragoste cu domnul. Foarte puțin cu domnul și doamna. E emoționant. Și emoționant? Da. Dar stai un pic. Tu unde te-ai distrat cel mai tare? La ce scenă? M-am distrat cel mai tare când era... Când îl băteai cu perna acolo. Nu, cel mai mult mi-a plăcut în parc și pentru că am încercat și prima oară cartofi cu înghețată. Oho! Oh, cartofi cu înghețată. Da. Ce drăguț! Am încercat multe lucruri atunci în parc. Am încercat și eu o țeavă din pământ, de mai ții minte? Da. Ai încercat-o cu piciorul? Da. S-a oprit filmarea. Era... Au fost doi copii pe platou. Unul mai alintat eu aici, da. Și tot timpul eu m-am lovit, eu am căzut. Păi și Eva, tu cum ai fost așa acolo pe platou printre actori? Ți s-a părut că tu ai fost mai serioasă? Decât el, da. Dar și cu ceilalți? Cum te-ai înțeles cu ceilalți colegi? Cu ceilalți m-am înțeles foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta și o experiență de neuitat. Eva, dar știi ce vreau să te întreb? Tu te-ai pregătit înainte pentru acest rol? Cum ai făcut? Da.
Cu două săptămâni înainte să începem filmul, am avut niște repetiții și alea m-au ajutat foarte mult. Dar când trebuie să te enervezi, că trebuia la un moment dat, am văzut că te enervai foarte tare într-o scenă. Oho, asta e așa. Te-a învățat Alex? Da, am învățat și el de la, foarte mult de la el. E un actor foarte mare și îl apreciez. Mulțumesc, știu că a trebuit să zici chestia asta. Așa, așa că i s-a spus, obligatoriu. Da, să știi nu, că serios. Știu și îți mulțumesc. Și ca să înțelegeți natura specială acestui film, pentru că am avut foarte mult de filmat cu Eva. De obicei, la celelalte filme pe care le-am făcut, e o atmosferă foarte serioasă. Deci acum, efectiv, am reușit să mă relaxez atât de tare pentru că m-am distrat toată ziua, nu numai cât filmam. După aia ne alergam, făceam prank-uri, Caterinca, râdeam, eu glume proaste, iam tot timpul, aia nu e bună, aia nu e bună. De ce eram... Băi, deci când ai zis chestia aia cu țeapă, ți-a nu știu ce și Și tu cum ai zis că era replica ta? Ai pățit ceva la dinți? Ai pățit ceva la dinți? Deci aia mi s-a părut cea mai tare. Cred că e plin de glume. Da, e o comedie 100% și cu atât mai important că o temă foarte mare e această confruntare între parenting, old parenting și parentingul și modern. Mm-hmm. Adică eu sunt un produs al timpului mai vechi și mi se lasă fiina mea pe mână o lună și trebuie să am grijă de ea și descoper că foarte multe lucruri pe care eu le credeam normale și așa nu se mai aplică cu copiii moderni din ziua de azi. Și e un contrast foarte mișto și se vrea foarte multe situații comice. Ca și multe emoții. O singură chestie, apropo de parenting, tati ce a zis? Și dacă ne uităm un pic și salutăm și noi pe Cătălin Măruță, care e în spatele camerelor acolo. Deci, tati e foarte mândru de mine, mi-a și zis asta în fiecare zi, mi-a adus și flori. Da, hai, tati, vino un pic aici, că da... Hai, tati, tati full time. Da, tati full time. Și ia un loc aici. Part-time. Mine. Salut, bună. Bună, tata. M-am pus aici. Eu eram șoferul care am venit astăzi. Păi da. Vezi că mine pe mine ajutat. Mi-a zis să n-ai emoții, am repetat. A făcut frumos. Deci, chill. Ți s-a părut că a fost chill. Chill. A fost profesionistă pe platou? Da. Să știi că eu am descoperit-o pe Eva și pot să spun de chestia asta din toată inima la filmările Tati Part-Time. Nu că, cum am descoperit, am redescoperit-o. Faptul că era extrem de punctuală, extrem de serioasă, își dorea mereu să... Dar făceam și glume. Făcea și glume, dar, nu știu, adică foarte conștiincioasă, adică extrem de conștiincioasă. Vedem o carieră în actorie clară. Important e să facă ce îi place, cred că asta e cel mai important. Da. Nu. Pot să confirm absolut la fiecare. Pentru cine nu știe, un film se trag foarte multe duble ca să iasă cât mai bine. Efectiv, eu nu am auzit până acum niciun actor care să fie atât de relaxat când vine regizorul: hai să mai facem una. Ok, let's go. Bravo, Eva. Bravo. Abia așteptăm să vedem filmul. Când îl vedem? Regizoarea Letiția Rusculeț știa să-și facă treaba genială. Adică să lucreze. Voi, Leti, te pupăm. Când vedem filmul și unde? Da, pe doamnare. Pe cât? Pe 2 ianuarie. Acum, imediat după Revelion? Mama, abia aștept. Da, uite, ăsta e afișul din 2 ianuarie, într-adevăr. Tati Part-Time o să fie în cinematografele din România. Foarte tare. Eu să mă duc la filmul ăsta, mi-am promis că mă duc în fiecare zi. Deci eu o să fiu în fiecare zi la ceva. Și tata, prima oară când a văzut la o parte din film, a început să plângă. Ce drăguț! În această notă emoționantă, vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim mult de tot. Te rog, ești o pauză de... Da, buni, vorbește lumea, revine în câteva momente. Până atunci tot ce trebuie să faceți este să luați puțină publicitate. Și le vedem. Revin imediat oamenii ăștia faini, imediat. Și eu la treia emisiune.